Marcel Ciolacu nu este genul de politician care a ajuns undeva să îi se umfle capul. Îl știu. Se întâmplă ceva cu el. Ori știe că în spatele... Sunt trei ipoteze. El știe mai mult decât noi că în spatele acestor mișcări, destul de bine organizate, chiar militarizate, o spun fără conotație pozitivă sau negativă, sunt niște forțe cu care el nu mai vrea să se bată. Cred că asta e una. A doua cauză poate fi faptul că el nu are curaj să spună ce a spus Cioloș ieri Boloș. Și anume că acest protest este împotriva cerealelor ucraineni. Corect. Dacă ați observat, nu are Corect. Curaj. Ieri a trecut neobservat, pentru că televiziunile noastre sunt de propagandă de război pro-ucrainene, ce a spus Boloș, că vom sigila fiecare... Da, 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 trebuie să facem mult mai safe, mult mai traseul acesta, trecerea cerealelor prin România. Ei recunosc da. Că ele au inundat piața românească. Asta este. Domnul Turcescu, am spus, să repete, am zis într-un, că știu și din surs, într-un jurnal video. Sunt vreo patru mari probleme în legătură cu ucrainene. Prima și cea mai importantă, dar pe care nici protestatarii nu o spun și nu o spune Marcel Ciolacu, este următorul. În vamă, un român cu camionul este cercetat o jumătate de zi, ucrainenii nici măcar nu sunt opriți, nu înțelegeți? Este inadmisibil. Este inadmisibil. Aia nu sunt cântăriți. Ei vin cu camioane, cu din alea, trec pentru că slugile de la frontieră, că așa sunt române, bă, ăștia sunt prieteni cu Zelenski, prieteni cu Iohannis, cu Predoiu, cu Ciolacu, nu? Și trec. Asta duce, pe de o parte, la o supraîncărcare a șoselelor, pentru că totul nu poți să mergi cu orice cantitate. Corect. Și e o conștiință a umilirii românilor. La Constanța e la fel. La Constanța faci coadă ca să poți să urci pe un vapor și ei trec fluierând. A doua chestiune este următoarea. Din 500 de camioane, să zicem, sau 400, care intră și trebuie să ajungă la granița de vest, 50 rămân pe drum. Ceva e în neregulă, adică rămân pe drum în sensul că se vând la negru. Da, și... da, așa e. Se vând la negru. Da. A treia și cea mai importantă, a spus-o Cioloș, dar el a spus-o mai european așa. Uh-huh. Și întrebați-l pe Rareș Bogdan, că a avut și o intervenție el în Parlament, Uniunea Europeană nu ne-a dat nici acum banii de compensație. Acei bani care, știți că noi noi, statul român și apoi fermierii să primească bani pentru cât au pierdut. Deci sunt niște lucruri care este interesant. Asta este mișcarea. Din când în când a zis Boloș brusc, nu-i așa? Deodată zice și noi o să facem sigiliul ăla, ca să știe că, pe ideea să nu... Asta este. Ei vin și rămân pe parcurs, domnul Turcescu. Adică că nimeni nu spune, băi, fii atent aici, ai intrat cu 400 vreau să o văd în vest, da?